Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în live-ul nostru, astăzi avem machiajul cel mai ușor de punct de vedere al clientelor noastre, pentru că este linia de tuș. Dar din punct de vedere al realizării ei, dacă nu ai reperele clar stabilite, se pare cel mai greu machiaj. Nu este așa? Așa este. Am înțeles că le-ai dat niște ponturi foarte mișto azi, fetelor. Așa este, trei ponturi foarte, foarte utile, uite. Pare un machiaj simplu, pin-up, dar nu este deloc. Exact. Chiar este un machiaj greu de executat din punctul meu de vedere, ținând cont că linia de tuș trebuie să iasă perfectă și este cea mai evidentă în acest machiaj. Așa este și din punct de vedere al formatului ochiului trebuie să adaptăm această linie de tuș. Nu putem pune o ștampilă clară pe ochi, da? Asta nu înseamnă un machiaj personalizat. Ați văzut că au apărut acum ștampilele acelea de linie de tuș? Da, am văzut un bătăi. Da, nu putem să o folosim pe fiecare tip de ochi, de aceea suntem make-up artiști, pentru că noi trebuie să personalizăm machiajul pentru fiecare client în parte. Deci nu am învățat banana închisă și smoking și punem pe aceeași persoană, pe toate persoanele același machiaj. Da? Trebuie să ne orientăm în punct de vedere al tipologiei fețelor. Tu ai lucrat deja linia de tuș și văd că pui, aplici fondul de ten, dar aș avea rugămintea dacă poți să ne împărtășești cu noi măcar câteva secrete din orientarea asta perfectă spre linia de tuș. Știți ce înseamnă asta, da? Să ofer trucurile mele esențiale într-un live. Măcar cel mai mic truc și restul așteptăm la curs pentru... Ok, unul singur am să vă arăt. Unul singur. Până fixez aici zona de sub ochi, pentru că altfel mi s-a ruscat fondul de ten și n-aș mai putea să nivelez. Bun, bun pont și acesta cu fixatul sub... Odată ce ați aplicat fondul de ten sub ochi, nu-l lăsați finisat, pentru că acesta se va usca, mai ales dacă este fond de ten waterproof, și mai puteți să-l finisați. Se va vedea în pete, în vâre, striații și așa mai departe. Bun, vreau să repet un pic cu cursanta mea, Lili. Da. Este aici, da? Spune-le, Lili, ce... Bună, Lili! Ce vorbeam noi înainte de live? Lilia a participat la foarte multe cursuri. Seminarii, cursuri, da. Și mulțumesc că ai venit și la mine. Apreciez. Și a fost, bineînțeles, la toate cursurile care am fost, fiecare și-a predat linia de tuș într-un anumit... Tehnica lui, da. Și eu astăzi am oferit trei tehnici, iar Lilia a zis că s-a bucurat că am surprins-o, nu? Că nu te așteptai să mai primești un pont de care să fii să mă ajute să înțeleg linia de tuș. Da, adică mă învățase, dar nu o înțelegeam. Bun. Haideți să vă arăt imediat. Să-mi iau pensula potrivită. Deci ne trebuie o pensulă anume pentru linia de tuș. Da. Nu putem... În atâția ani în care sunt eu make-up artist, am ales cea mai bună metodă și cea mai ușoară pentru cursantele mele. Pentru că eu, clasic, la mine la salon, trasez mult mai rapid linia de tuș, dar pentru voi, pentru că sunteți începătoare, aveți nevoie de niște repere bine stabilite. Voi lua o pensulă, numărul... Și la intersecția genelor mă opresc. În momentul acela, îmi fixez cu fard în prealabil, aplicat, îmi fixez linia de eyeliner înspre sprânceană. Deci trebuie să unească vizual cu colțul sprâncenei, nu? Înspre tâmplă. Înspre tâmplă. Niciodată în linia machiajului. Deci niciodată linia mea de tuș nu se va uni înspre sprânceană. Niciodată. Așa. Nu. Nu? Astfel îmi va tăia linia ochiului, nu se va vedea deloc frumos, da? Linia mea trebuie să se ducă înspre tâmplă, în continuare cu linia sprâncenei. Deci trebuie să unească foarte departe, niciodată în plapa mobilă. Am înțeles. Și celelalte ponturi ne le dai când venim la cursuri, nu? Să înțeleg. Tu oricum ești plină de surprize în acest domeniu și ai o grămadă de secrete care ușurează munca fetelor tale. Da, de aceea m-am și ales să devin trainer, pe lângă ajutorul oferit de tine și mulțumesc și apreciez. Te iubesc. Și eu. Dorina este aici, da? Da, cea care deține această academie și îți mulțumesc, Dorina, pentru tot suportul adus. Îl meriți din plin. Să rămână, mulțumesc. Și am ales să fiu trainer pentru că vreau să ofer fetelor care mă aleg pe mine trucurile dobândite la foarte multe cursuri și masterclass-uri. Eu, fetelor, nu mă opresc niciodată. Mă întrebau astăzi cursantele mele de ce mă mai duc la alte cursuri. Nu știu suficient? Da, știu suficient, dar totdeauna am de învățat. Înveți tehnici noi, produse noi, sfaturi. Tot timpul trebuie să fii la curent cu tot ce este nou pe piață. Și trebuie să progresăm, să avansăm.
Și ai simțit nevoia ca aceste lucruri să transmiți și celorlalți. Da. Foarte exact. Frumos. Exact. Foarte frumos. Oamenii de-aia te iubesc, de-aia te caută, pentru că ești un om deosebit, ca și fetele tale de altfel care vin, logică, oamenii buni trag la oamenii buni, asta se știe de când lumea și pământul, n-am dreptate fetelor? Da. Așa. Și da, vă lăsăm și să... Vreau da. Să repet un ultimul lucru așa cu care vreau să încheiem. Într-adevăr, meseria se fură. Se fură dacă ai și sfaturile și trucurile utile. Și un om bun în spatele tău, ai, care da. Să te ghideze. Vă așteptăm la școală, vă așteptăm la cursurile noastre. Nu veți regreta și cu siguranță veți deveni cei mai buni. Vă pupăm și vă iubim. Vă pupăm!